Cred că absolut indiferent de vârsta la care sunteți, unii în adolescență, alții preadolescenți, poate în seara aceasta, unii de trecuți prin viață, alții vaccinați, alții nevaccinați, unii căsătoriți, unii deja cu păr cărunți după căsătorie, unii mai în vârstă, acum indiferent de lucrurile prin care ați trecut, slavă Domnului că sunteți în viață, și că suntem în locul acesta, dar sunt convins că fiecare dintre noi, pe parcursul vieții noastre pe acest pământ, am trecut prin multe lucruri. Alea, să fim onești, viața e uneori imprevizibilă, viața e un scenariu pe care îl scriem de foarte multe ori abia în pasul care îl urmăm. Nu e nimic de multe ori previzibil în viață, se întâmplă atât de multe lucruri spectaculoase ieșite din comun, precum facturile la gaz care o să vină, și o să mai vedeți dumneavoastră și alte surprize, dar sunt evenimente în viață, pentru că ele vin peste noi, că vrem sau nu vrem, sunt evenimente care ne marchează atât de mult, ne impresionează atât de mult, încât pur și simplu avem tentația și tendința, cred în mod reflex, să ne readucem aminte de ele, să le povestim și să le repovestim la nesfârșit. Ăsta e adevărul. Când ceva te marchează în viață, când ceva te-a zdruncinat viața, când ceva a determinat o schimbare radicală în viața ta, ai tendința să povestești mereu și mereu despre lucrul acela. Dacă vă uitați, de exemplu, la Apostolul Pavel, pentru el întâlnirea cu Iisus Hristos este lucrul pe care îl spune cel mai des. Îl repetă în nenumărate epistole din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pur și simplu pentru el, evenimentul acesta l-a marcat profund. Evenimentele, dragii mei, prin care trecem în viață, unele din ele pur și simplu își pun amprenta atât de mult asupra noastră, încât rămânem marcați de ele. Și spun, tendința noastră și a mea și a voastră este să le repovestim. E adevărat că pentru noi ceea ce pare parcă o retrăire a momentului, a clipei, pentru ceilalți este deja, știu, am mai auzit-o, altceva. Dragă, dar mai spus-o de 20 de ori săptămâna asta. Ok, am înțeles. Pentru cei de lângă noi, faptul că repetăm un lucru care ne-a marcat, uneori poate să devină plictisitor, poate să devină banal. Vedeți dumneavoastră, unii ajung să fie exasperați de faptul că tot povestim lucruri care ne-au marcat. Și de foarte multe ori replica asta, știu, am mai auzit-o și pe asta, îmi sună așa de cunoscut din experiența mea de parenting. Da, sunt tată, Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă nu o să fie sfârșitul lumii, peste ani și ani, o să fiu socru de 3 norori. Și soția mea o să fie socra cu 3 norori, dacă ne ajută Dumnezeu. No, acum, să crești copii e un lucru absolut fascinant, superb, dar uneori s-a întâmplat și încă se mai întâmplă ca Alexandra să fie pe schimbul de noapte să lucreze. Lucrează la direcția pentru protecția copilului și uneori are ture de noapte. Și asta mă pune pe mine în postura să dorm, să reușesc, să am tentativa de a culca copiii. Nu reușesc niciodată la ora previzibilă și trecută în calendar, niciodată. Dar în fine, de foarte multe ori trebuia să adorm pe Rafa și pe Filip și acum, în mod normal, ei adormeau pe vremea aia pe povești. Acum știau și-o câteva povești din copilărie, cățeluși cu părul crez, nu știu ce pe acolo, știu și-o câteva. Dar la un moment dat, țin minte că într-o seară numai nu dormeau ăștia doi mei și tot le spunea, hai, mai zi-ne alta. Dar știu că ne-ai mai povestit toate pe asta. Începeam o poveste, ne-ai mai spus-o și pe asta. Și deja, ce plictisitor, tati, spune-ne o poveste nouă. Și acum ce face românul, care-i vorba aia, e născut poet? Inventez. Și m-am gândit, bun, ce poveste să inventez eu, să doarmă prunci ăștia? Și m-am gândit o chestie, văzusem, retrăisem așa un moment, dacă vreți, adolescentin, am văzut filmul ăla Ratatouille, șoricelul ăla care gătește, dacă vă aduceți aminte. Și am zis, perfect. Las că adaptez eu povestea asta franțuzească, un șoricel franțuzesc și-l fac românesc. Și nu o să-l cheme Ratatouille, ci o să-l cheme Chițăilă. Hai, domnule, să-i pun un nume românesc. Ce vreau să povestesc? Încep să le povestesc că a fost un șoricel care ne ascultă de părinți și își pierde coada la un moment dat. Chestii se întâmplă, lucruri la un moment dat își dă duhul. Oameni buni, în loc să adorme copiii mei, s-o pus un plâns.
Dar n-așa plâns, jale, dar au murit. Ce să doarmă, că ăștia plângeau, să văitau acolo. Și la un moment dat zic, Doamne, cum să mai învio șoricelul ăsta acum? Să... M-am chinuit să tot fac scenarii de aia, să aduc povestea asta cumva la un happy end. Cu chiu, cu vai am reușit să înviu pe șoricelul ăsta, nu știu cum. După ce a scăpat dintr-un canal din ăla pe acolo, scăpat de pisici, de dușmani în viață, trebuie să le spui de mici, noi români suntem cu dușmani, știi, să-i pregătești pentru societatea în care trăiesc. Și vreau să uiți o dată că după aia au reușit har Domnului să adormă. Dragii mei, spuneam cumva că parcă tot ce s-a întâmplat în seara asta a fost așa o poveste care a curs. Acum, sincer, nu mi-aș dori ca ceea ce vreau să vă împărtășesc în seara asta să fie o poveste care să adormă. Doamne ferește! Ba, dimpotrivă, aș vrea să fiu, dacă vreți, o poveste a nașterii Domnului Iisus Hristos, cât se poate de biblică și cât se poate de special în felul ei. Și ce, din cadrul ăsta, din povestea asta, știți, în fiecare an, în preajma Crăciunului, dragii mei, noi readucem, dacă vreți, pe tapet, noi readucem în atenția comunității bisericii creștinismului, readucem scena asta, cadrul ăsta extraordinar al nașterii, al întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E adevărat că unii se plictisesc, e adevărat că unii se chinuie să nu mai știe cum să o spună. Mi-a zis un frate care e predicator și mi-a zis, frate Dorel, am ajuns, cred că la un moment dat, m-am gândit să predic despre paiele din iezdi, de că nu mai știam din ce să predic. E foarte greu să transpui și să repui și să reprezinți cumva povestea asta atât de superbă și de frumoasă. Dragii mei, vreau în această seară, într-un mod succint, să ne uităm la niște lucruri absolut speciale din povestea nașterii lui Iisus Hristos. Și primul lucru care cred că este absolut cu totul și cu totul special este o persoană aici. În centrul acestei sărbători, dragii mei, nu este nici Santa Claus, nu este nici Moș Crăciun, nici Gerilă, nici Fuego măcar, nu are loc pe aici. În centrul, dragii mei, acestei sărbători este o persoană. Și această persoană are un nume și este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sunt atât de multe persoane, uitați-vă, inclusiv în povestea biblică, implicate și prezente în povestea aceasta a Betleemului, dacă vreți, a nașterii lui Iisus Hristos. Avem pe Maria, avem pe Iosif, păstori, avem magi, îl avem și pe Irod, că trebuie să fie și cineva cu tentă negativă, nu-i așa? Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, ei nu fac nimic, absolut nimic altceva, decât ce să se facă, să ne conducă și să ne-l prezinte, să ne-l pună în fața noastră pe Iisus Hristos, care este în centrul acestei poveste. În epicentrul, dragii mei, spiritual al ceea ce s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani la Betleem, trebuie să fie reiterat de către noi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos este o persoană despre care trebuie să vorbim într-un mod special. Știți de ce? Din prisma, dragii mei, a ceea ce este El. Nu avem dreptul să uităm cine este Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu, îngerul care se coboară din cer în versetul 11, le spune păstorilor, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Noi despre El, gândiți-vă, Dumnezeu trimite din cer un înger să le comunice unor oameni simpli, unor păstori, să le spună, știți ceva, s-a petrecut ceva extraordinar. Noi ne-am adunat în această seară, dragii mei, avem tot cadrul acesta, tot scenariul acesta, ascultați-mă, e superb, e frumos, sunt frumoase ghirlandele, sunt frumoase luminile, sunt frumoase, superbe, decorul este frumos, dar ascultați-mă, dincolo de decor, dincolo de ce facem noi ca oameni, dincolo de contribuția noastră omenească, ceea ce este cu totul și cu totul aparte, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vestea măreață și vestea glorioasă este că s-a născut un Mântuitor. S-a născut și s-a întrupat în lumea aceasta Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să mântuiască, pentru ca să-i libereze, pentru că, dragii mei, nu contează doar cine este Iisus, dacă nu înțelegem, dacă vreți, în același cadru sau dacă vreți, la pachet, îngăduiți-mi să folosesc expresia asta, că o înțelegem mai bine, dacă vreți, trebuie să îl luăm împreună cu ceea ce face El. E foarte important să știi cine este Iisus, dar ascultă-mă, o informație teoretică nu te salvează, o informație teoretică, intelectuală, nu-ți mântuiește viața, pentru că trebuie să vezi mai apoi și să te focusezi pe ceea ce El face.
Pentru ce s-a întrupat Mântuitorul acesta? Pentru ce a venit Iisus în lumea aceasta? Pentru ce s-a coborât din cer să vină într-o lume mizerabilă și păcătoasă și întunecată? Știți de ce? Spun în Ioan, capitolul 1, versetul 14, unul dintre cele mai frumoase, sublime versete din Sfânta Scriptură. Și auziți, atât de sugestiv, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune Ioan, și cuvântul, logosul, cuvântul, ce-a făcut? S-a făcut trup. Asta e nașterea, truparea. Și-a locuit în palat. Și-a locuit în pipera. Și cuvântul s-a făcut trup și-a locuit printre noi. E lângă mine. Lângă tine. Și în casa celor care au curent electric și în casa celor care nu au curent. Și în casa celor care au condiții și în casa celor care nu au nicio condiție. Iisus Hristos a venit să locuiască deopotrivă printre noi, dar nu oricum, plin de har și de adevăr. Asta îl face pe Iisus Hristos să fie absolut, absolut special. Asta este lucru special în toată povestea aceasta. E o persoană, Iisus Hristos. Nu pot să nu menționez Filipeni, capitolul 2. Este unul dintre, de asemenea, cele mai complexe și sintetice versete din Sfânta Scriptură. El măcar, auziți ce spune Pavel? El, regele regilor, împăratul împăraților, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Uite ce face Iisus. Făcându-se cum? Făcându-se asemenea oamenilor. Nu vi se pare interesant că trăim într-o perioadă, generația glamour, oamenii care vor să fie sclipitori? Adevărul este că e o adevărată tragedie când o soră vine la biserică și realizează că o altă soră și-a cumpărat exact aceeași fustă ca și ea. Nu-i tragedie mai mare pentru o femeie. Eu stric ca toată sărbătoarea, la o nuntă nici nu mai vorbesc, nu mai dă bani. Trăim într-o vreme, dragii mei, în care vrem să ne afirmăm prin ceva deosebit și special față de alții. Măcar telefonul să fie mai bun, măcar mașina, măcar, nu știu, casa să fie cu jumate de metru mai mare. Iisus Hristos vine în lumea asta. Știți pentru ce? Nu să fie deosebit de noi. Iisus vine să se întrupeze, să ia chip de care? De rob. Și știți cum era chipul lui Hristos? Ne descrie Isaia profetul. N-avea nici strălucire, nici frumusețe. Și spune, îți întorceai privirile de la el. Dumneavoastră realizați că Iisus Hristos întrupa Fiul lui Dumnezeu pe acest pământ, când treceai pe lângă El, îți întorteai privirile, pentru că a luat chip de rob, nu de împărat. La cruce, când te uitai la El, pentru că întotdeauna, dragii mei, în spatele Iezlei stă crucea, în mod profetic, n-avea nimic să ne impresioneze. N-a venit să ne cucerească prin cum arată, ci prin ceea ce a venit să facă pentru noi. La înfățișare a fost găsit ca un om. Și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, spune Biblia. Și încă ce fel de moarte? De cruce. Știți că am obiceiul să mai pun câte o poză, de moment de digresiune în predică, dar nu numai. Și rog pe cei de la media, dacă se poate, să punem prima din cele două. Putem să le punem alternativ. Un cadru fain, așa, simpatic. Ăsta al doilea, parcă nu prea. Hai să revenim la prima poză. Că e mai funny. Veți întreba ce cu poza asta, cine-i? Omul acesta, dragii mei, este James Harrison. Are o poveste absolut specială. În 1954, pe când era încă tânăr, s-a prezentat la un centru de prelevare a sângelui pentru a dona sânge. Medicii au descoperit însă un lucru care avea să schimbe
cursul medicinei într-o bună măsură. A fost supranumit și zeci de ani după aceea, a fost supranumit omul cu mâna de aur. După cum ați văzut, a doua poză e undeva la un centru de transfuzie a sângelui. Acum, de unde a început totul? În adolescență, pe când avea 14 ani, James Harrison se îmbolnăvește crunt, face ceva septicemie și e atât de bolnav, e la un pas de moarte, încât tot ce îl salvează pe el, in extremis, este o operație foarte complicată și în urma căruia a avut nevoie de foarte mult sânge. Foarte, foarte mult sânge. Avea și o grupă de sânge puțin mai rară și cu atât a fost mai dificil să se procure sângele de care avea nevoie. Numai că transfuzia aceea de sânge și operația aceea in extremis se salva viața. Când are 18 ani, când împlinește 18 ani, în ziua în care împlinește 18 ani James Harrison, primul lucru pe care îl face, nu se duce să întrebe pe maică-sa ce i-a cumpărat, ci se duce la un centru în care se putea să doneze sânge. Și începe să doneze pentru prima dată în viața lui sânge. Acum, el începe să doneze în mod regulat sânge din momentul acela. Doar că se întâmplă ceva. Se descoperă că sângele lui James Harrison produce în mod natural un anticorp foarte rar. Iar acest anticorp foarte rar a reprezentat un progres incredibil în lupta împotriva incompatibilității de tip RH. Este o problemă, o complicație, dacă vreți, care afectează copiii în perioada sarcinii, fătul. Sângele unic al lui James Harrison, dragii mei, este considerat și a fost considerat așa de important încât viața lui a fost asigurată pentru $1,000,000. E atât de important sângele acestui om. Mulțumită donării constante de sânge, și vreau să vă spun, de două ori pe lună, din două în două săptămâni, James Harrison donează sânge. Datorită acestui fapt, medicii au putut să creeze un vaccin datorită sângelui donat din două în două săptămâni de James Harrison. Medicii au putut să creeze un vaccin special care îi se administrează astăzi în întreaga lume gravidelor pentru a proteja fătul în perioada aceea de 9 luni de zile. James Harrison, auziți, de 62 de ani, de 62 de ani donează din două în două săptămâni sânge. Și acum vă rog să ascultați o concluzie. Se estimează că cele peste 1000 de prelevări de sânge, de plasmă sanguină, au salvat un număr de aproximativ, s-a calculat cam câți oameni au fost salvați datorită donării de sânge făcut de omul ăsta. 2,5 milioane de copii. 2,5 milioane de copii au fost salvați datorită gestului făcut de omul acesta. Întrebat, gândiți-vă că e născut în 1936, are mult, mult de tot. A zis la un moment dat, acum recent, nu m-am gândit, o zis el, nici măcar o clipă să mă opresc din donat sânge. De ce? Pentru că sângele mi-a salvat viața. Dragii mei, în urmă cu 2000 de ani, într-o iesle, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că s-a întrupat nu să fie un copil simpatic la care să meargă oamenii să se închine cu daruri, ca urs, mirnă și tămâie. În urmă cu 2000 de ani s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu pentru că avea o misiune care a culminat pe idealul Golgotei. De la iesle, drumul duce întotdeauna spre Golgota. Pe Golgota, în urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu între doi tâlhari, Iisus Hristos, a fost răstignit. Și, dragii mei, când prima picătură din sângele Mântuitorului a curs, a stropit pământul acesta blestemat, Dumnezeu a dus salvarea, nu pentru o incompatibilitate de tip RH, nu pentru o problemă genetică. Iisus Hristos, dragii mei, a adus salvare, știți pentru ce? Pentru viața oamenilor de la iad. Iisus Hristos, dragii mei, a adus salvare și atât de puternic sângele lui Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ne curățește, știți de ce? De orice păcat.
În rănile lui, spune profetul Isaia, noi suntem și cum? Nu consolați. În rănile lui Iisus Hristos, dragii mei, noi suntem vindecați, suntem tămăduiți. În urmă cu 2000 de ani, Iisus s-a întrupat pentru că mai apoi să fie pus pe cruce, pentru că prin sângele lui special, Iisus Hristos a venit să aducă rezolvare la cea mai mare problemă din istoria omenirii. Și cea mai mare problemă din istoria omenirii, dragii mei, nu e falimentul, cea mai mare problemă din istoria omenirii nu e un divorț, cea mai mare problemă din istoria omenirii nu este un cancer, cea mai mare problemă din istoria omenirii nu este o stare de depresie, cea mai mare problemă din istoria omenirii este problema păcatului, pentru că spune Apostolul Pavel, plata păcatului este moartea. Și Fiul lui Dumnezeu a venit cu moartea pe moarte călcând, pentru că a venit să ne dea viață. Și ce-i special în povestea Betleemului, ce-i special în povestea nașterii lui Iisus Hristos, e tocmai persoana despre care vorbim în această zi, despre care cântăm, pe care o celebrăm. Este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. E cu totul special. Un alt lucru special în această poveste a Betleemului, dragii mei, este, dacă ne uităm cu atenție, este prezentarea care îi se face Lui. E o persoană care este prezentată într-un mod absolut special. Uitați-vă, dragi, uitați-vă puțin la modul în care se dă vestea pe câmpia Betleemului că s-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spune Biblia că a venit un înger din cer și le-a spus păstorilor, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce îngerul le vorbea această veste, le spunea această veste, în Luca 2:13 spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată, auziți, se rupe cerul, dintr-o dată se luminează cerul. Știți de ce? Pentru că o mulțime de oaste cerească, zice Biblia, că s-a unit cu îngerul acesta. O mulțime de oaste cerească, în limba greacă este miriad, o mulțime care desemnează 10.000. Imaginați-vă 10.000 de îngeri. Imaginați-vă 10.000 de îngeri care se coboară, se tăbărăsc pe câmpia Betleemului și dau vestea, îl prezintă pe Iisus Hristos. Noi ce încercăm să facem în biserică, ce încercăm să facem prin evenimentul din seara aceasta, ce încercăm să facem în fiecare duminică, ce încercăm să facem prin fiecare eveniment, este să-L prezentăm pe Iisus, este să vorbim despre Iisus. Dragii mei, noi nu vorbim aici despre oameni, noi nu punem în centru oameni, nu punem în centru programe, noi îl punem în centru pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și datoria bisericii astăzi este să-L prezinte pe Iisus Hristos. Vedem mai apoi steaua care îi conduce pe magi. Așa face Dumnezeu într-un mod supranatural, că dumneavoastră știți, stelele sunt corpuri cerești fixe. Cea mai apropiată de noi este Soarele, doar 150 de milioane de kilometri. Următoare este Proxima Centauri, la 370.000 de kilometri. Ce face Dumnezeu? Redesenează cerul. Ce face Dumnezeu? Face lucrurile imposibile să devină posibile. Ce face Dumnezeu? Face ca o stea care e un corp fix. Dumnezeu face ca o stea să circule pe cer. Și de ce? Să ne-L prezinte pe Iisus. Să aducă magii la Iisus. Să ne focuseze pe Iisus Hristos. Despre El este vorba. Despre El este vorba. De ce? Care este motivul pentru care îngerii coboară, 10.000 de îngeri cântă, prezintă? Care e motivul pentru care stelele circulă pe cer? Care este motivul un singur? Știți care este motivul? Pentru că oamenii au nevoie de vești. Rele ne-au ajuns. Ați văzut cât de mult ne iubesc. Îmi place deviza Liberté, Egalité, Fraternité. S-a văzut săptămâna asta cu Schengen-ul. Chiar credem în din asta. Hrăniți-vă cu devize. Sunt oameni buni, știu că am primit vești bune. Parcă ne-a lovit acceleratul 1742, București, satul mare. Așa de amărâți am fost ieri și alaltieri. Dacă ai făcut un studiu sociologic pe străzile, numai din Oradea, că totuși e cel mai lăudat oraș din România, aici, în mod normal, îți vin cei mai fericit. Eram la pământ toți. Unde vedeam OMV, Raiffeisen, orice deja vedeam, parcă negru în fața ochilor, nu-i așa? Era o fel de scoală lui Horea Cloșca și Crișan. Cu toate astea, parcă ne-am săturat de vești rele. Știți care este vestea superbă, minunată, sublimă? Este că astăzi
în cetatea lui David, vi s-a născut. Nu un director, nu un rege politic, nu un președinte care o să ne bage în Schengen. Astăzi, în cetatea lui David, nu s-a născut un om de știință care o să rezolve nu știu câte probleme din tehnică. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. E o veste bună. Și ce mi se pare frumos, absolut superb, pentru că vestea asta este bună, este nediscriminatorie. Dumnezeu duce vestea asta bună, știți la cine? Nu o duce prima dată în palatul lui Rod, la regi. Dumnezeu duce vestea asta bună, știți unde? La păstor, la niște ciobani. Vreau să înțelegeți puțin contextul. Nici astăzi, în 2020 și cât suntem, și cât o mai trăi, nu meseria de cioban. E adevărat că Becali parcă o rebranduit-o, parcă i-o dat o altă conotație. Dar ideea de cioban, da, nu e o chestie prea... Adică nu când spui cioban te gândești la Cambridge, la Oxford, la Harvard. Haideți să fim onești. Ei, gândiți-vă însă că în urmă cu 2000 de ani, a fi cioban, a fi păstor de oi, era cea mai ingrată meserie din Israelul antic. Știți de ce? Pentru că ciobanii, din prisma meseriei pe care o aveau, trebuiau să lucreze 7 zile din 7. Trebuiau să stea de veghe, să aibă grijă de turmă. Dumneavoastră știți ce însemna în urmă cu 2000 de ani pentru un evreu să încalce sabatul? N-aveai cum să ții sabatul fiind cioban, fiind păstor. Și asta te făcea să fii considerat paria societății. A fi cioban în urmă cu 2000 de ani era considerat a fi un outsider în societate. Atâta de rău erau priviți păstorii, ciobanii, că nici măcar nu erau primiți la tribunal mărturia lor. Femeile și ciobanii nu erau primiți la tribunal ca mărturie. Și acum știți ce se pare interesant? Oamenii pe lângă care preoții când treceau își cuturau praful picioarelor, păcătoșii, domnule. La cei mai mari păcătoși considerați ai vremii respectiv, când încălcau sabatul, vine un înger al lui Dumnezeu să le dea vestea cea bună. Și de ce? Pentru că vestea bună a lui Dumnezeu, de vestea bună a lui Dumnezeu au nevoie toți oamenii și păcătoșii, toți oamenii au nevoie de vestea cea bună. Vestea că Iisus îi iubește. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a binecuvântat în Geneza și cred că este un lucru absolut superb și oamenii care coordonează și departamentul de social și fratele Călin și cu restul echipei, faptul că în mod constant ne ocupăm de niște familii, pornește undeva, dacă vreți, și dintr-un șoc pe care l-am împărtășit mai de mult, mi-a zis un prieten de-a meu care ducea cadouri de Crăciun. Știți că de Crăciun ducem cozonaci, ducem de toate. Atunci îi bombardăm cu de toate. Ne aducem aminte că există oameni săraci de Crăciun. Dar nu uita când ești voios române să fii, avem noi colindele noastre, bă, hai să dăm la săraci de Crăciun. S-a dus un prieten de-a meu, s-a dus să împartă cadouri la niște copii orfani, copii săraci. Și a zis, nu o să uit niciodată și una în care o fată, o tânără, desculță, 12 ani cât avea, i-am dat cadoul de Crăciun și i-am zis, știi ceva, Domnul Iisus te iubește. Și fetița asta cu lacrimi în ochi i-a dat următoarea replică. Dar de ce Iisus mă iubește numai de Crăciun? De ce Iisus Hristos mă iubește numai de Crăciun? Că asta în fiecare an mi se spune de Crăciun, că îmi dă un cadou și mi spune că Domnul Iisus mă iubește. Domnul Iisus nu mă iubește și săptămâna viitoare? Oamenii ăștia au nevoie de vești bune. Atât de mult mă bucur de generozitatea voastră, de inițiativa. Am venit aseară la biserică, am văzut aici o forfătă, era un furnicăraie aici. Se aranjau, se pregăteau lucrurile de handmade, de toate. Oameni care vor să ducă și să putem să ducem vești bune oamenilor. Nu doar pâinea vieții, ci și pâinea cea de toate zilele, pentru că oamenii au nevoie de vești bune. Întruparea lui Iisus Hristos, dragii mei, este ducerea unei vești bune, binecuvântat să fie Dumnezeu. Un alt lucru, și cu asta vreau să mă apropiu de încheiere, pe care îl vedem în lucru special, în povestea asta întrupării lui Iisus Hristos, sunt niște promisiuni. Sunt niște promisiuni. E o prezentare, e o persoană care e Iisus Hristos și mai apoi sunt niște promisiuni. Și sunt promisiuni, dragii mei, care s-au împlinit în momentul în care Iisus s-a născut. Gândiți-vă că erau profeții vechi de sute de ani în Biblie care vorbeau, va veni Mesia.
Va veni cineva care va schimba, va veni cineva, va veni unsul lui Dumnezeu, va veni Mesia, ca asta înseamnă unsul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la profeția din Isaia rostită cu 700 de ani înainte de întruparea lui Iisus Hristos, de nașterea lui Iisus Hristos, Matei 1:22. Toate aceste lucruri, spune, s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise, adică o chestie profetică, ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. E împlinirea unei profeții. Gândiți-vă că în momentul nașterii lui Iisus Hristos, la întruparea lui Iisus Hristos, se împlinesc niște promisiuni. Simeon, despre care am predicat duminica trecută, Dumnezeu îi promite: n-ai să mor, n-ai să vezi moartea, n-ai să guși moartea până când nu-L vei vedea pe Mesia. Și omul ăsta îl ține în brață pe Iisus Hristos când este dus la 8 zile să fie tăiat împrejur la templu. Sunt promisiuni care s-au împlinit atunci, dar ce este absolut superb, ceea ce este absolut fabulos este că de 2000 de ani, de când s-a întrupat Iisus Hristos, și apropo, nu-i mai într-o iesle, Iisus Hristos nici măcar nu-i mai pe cruce, Iisus Hristos, dragii mei, nu mai este într-o sinagogă, Iisus Hristos în aceste momente, dați-mi voi să vă dau o veste și mai bună, Iisus Hristos este în cer, este la dreapta lui Dumnezeu și nu este, dragii mei, în vacanță, Iisus Hristos nu s-a dus în cer într-un city break, Iisus Hristos nu se odihnește în cer. Iisus Hristos în cer, în aceste momente, mijlocește pentru noi. Iisus Hristos se uită spre Geneza în seara asta și vede oameni care au nevoie să fie dezlegați de puterile păcatului. Iisus Hristos vede în această seară oameni care au venit la biserică cu probleme și care strigă între strofa unei colinde și o rugăciune: Doamne, ascultă-mă, ai milă de mine, intervino, Doamne, am probleme, am necazuri. Și Dumnezeu se roagă: ascultă-mă. Iisus Hristos mijlocește bazat cu Sfânta Scriptură, ce spune cu Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Ce măreț! Ce măreț! Ce frumos! Se împlinesc profeții de 2000 de ani și promisiuni. Cea mai mare dintre ele este, bineînțeles, mântuirea. Iisus ne-a promis mântuire. Cine va crede și se va boteza, spune Biblia, va fi mântuit. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut ce? Un Mântuitor. Un mântuitor. Vreau să te întreb. Ești mântuit? Ești mântuit. Toată esența vieții tale se rezumă aici. Ești sau nu mântuit? La ce folos să ai o sărbătoare frumoasă, o casă împodobită, decoruri brad, mâncare, sată de beof, mai bine mă opresc. Sfântul porc. Vine Ignatul, știți că noi avem și Ignatul. Mă, normal, postul se termină pe 25, dar la noi Ignatul e înainte de post. La ce folos tot decorul din casa ta? La ce folos toate mesajele, sărbători, întruparea, mântuit? Nu vi se par frumoase mesajele care le trimitem unii de la alții, copy-paste? Trăim în țara plagiatului și te închisești acum să te gândești la un text. Tu, hai, dintr-o dată vezi că îți trimite cineva care abia a terminat școala profesională. Îți trimite despre ontologia Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Copiem, plagiem, trimitem texte frumoase, nu zic, superbe. Nu ne bătem capul prea mult să le compunem. La ce folos toată pompa, tot fastul ăsta, dacă tu ratezi scopul întrupării? Scopul întrupării lui Iisus Hristos a fost să mântuiască. Și vreau să te întreb în seara asta, în modul serios, ești mântuit? Pentru El a venit să ne promite mântuirea. Și celor mântuiți, Iisus Hristos le-a promis și purtare de grijă, să știți. Cum, Doamne, și dacă nu ne primesc în Schengen și o să stăm 7 ore la Vama Borș, o să ne porți de grijă? Da. Și dacă o să vină, Doamne, factura la electricitate exorbitantă, o vom scoate cumva la capăt? Da. Doamne, și dacă analizele medicale au ieșit așa de rău, îmi vei purta de grijă? Și dacă abia mă descurc de pozi pe alta, Doamne, o să-mi porți de grijă? Celor mântuiți, ascultați-mă, Iisus Hristos a spus: iată, eu sunt cu voi duminica când veniți la biserică. Iată, eu sunt cu voi, știți când? În fiecare zi.
Ce înseamnă Emanuel? Și îl vor numi Emanuel. Ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este unde? În cer? Da, e și în cer. Dar Emanuel, numele de Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și când te-au părăsit toți și când te-au abandonat toți, nu uita un lucru. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este cu tine. În încheiere, am regăsit undeva între notițele mele o poveste absolut fascinantă. Ce vă povestesc acum se petrece în anul 1994. S-a terminat, dacă vă aduceți aminte, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991-92, s-a terminat războiul rece, au reînceput din plin. Asta e și arma, doar rece. Dar în 1994, relațiile dintre Statele Unite ale Americii și fosta Uniune Sovietică, devenită Rusia, mă rog, după destrămare, au început să aibă o perioadă de acalmie, de colaborare. Și ce s-a întâmplat, fiind deschiderea asta extraordinară, cei din Rusia au vrut să invite oameni din America, diferiți specialiști, profesori, intelectuali, medici, efectiv un fel de schimb de experiență. Dacă vă aduceți aminte, primul președinte ales al Federației Ruse a fost Boris Yeltsin. Și omul ăsta a avut un șoc. Tot a pornit când a făcut o vizită în America și a intrat într-un supermarket. Și a rămas șocat de cât i-a văzut. Și atât de șocat a fost Boris Yeltsin când a văzut un supermarket american și a văzut cum și știa cum arătau alea până Moscova și știm și noi cum arătau pe vremea lui Ceaușescu. A avut un șoc încât Boris Yeltsin efectiv i-a dat lacrimile și a zis vreau ca rușii mei să aibă și ei. Și-o chemat din America foarte mulți doctori în economie, specialiști, profesori. Domnule, vrem cumva să luăm ceva din modelul ăsta, să se facă ceva. Și-au invitat un grup consistent de oameni din Statele Unite Americii pe diferite domenii. Și la un moment dat au chemat niște profesori de etică. Acum, etica e o chestie de morală, de principii, dar doi din ei, din grupul ăsta de profesori chemați din America, erau profesori de etică biblică. Dumneavoastră știți că perioada de regim comunist a fost o perioadă în care oamenii au scos pe Dumnezeu afară din școli, din nou, nu au vrut să audă de Dumnezeu. Și au fost doi profesori de etică biblică. I-au dus să țină prelegeri, practic predici mascate în prelegeri. I-au dus prin secțiile de poliție, le-au predicat la polițiști, la oameni de afaceri. Cred că oligarhii au luat prea mult Evanghelia Prosperității după aia. I-au dus prin școli și profesorii ăștia de etică le-au predat etică creștină despre Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, povestește unul dintre acești doi profesori, ne-au dus undeva în suburbiile Moscovei, într-un azil. Într-un azil sărăcăcios, unde erau aproximativ 100 de copii abandonați. Că tot am văzut scenele astea cu copii nevoi. În acest centru erau aproape 100 de copii abandonați, abuzați și plasați în grija statului. Și unul din ei povestește că ei au ajuns în preajma ajunului Crăciunului în 1994. Au ajuns în centrul ăla, în orfelinatul ăla. Și pentru prima dată, ce s-au gândit ei? Auziți, copiii ăștia habar n-aveau cine e Iisus. Și s-au gândit ei să le povestească povestea Crăciunului, Betleemului, cum Iosif și Maria, cum Duhul Sfânt, cum Arhanghelul Gavril, cum au ajuns la Betleem, cum s-a întrupat, cum s-a născut Iisus într-o iesle. Și au zis ei, dragii mei, am vrea, pentru că noi suntem americani și nu suntem practici, nu doar filozofi est-europeni, am vrea să vă provocăm ceva, le-au zis copilor. Ați auzit povestea toți? Da. O știți? Da. Și-a zis, acum vreau să aplicăm, vreau să facem practică. Și-a zis, ce înseamnă asta? Le-a zis, vă vom oferi materiale, bucăți de lemne, la fiecare vă dăm câte o păpușă care reprezintă un copilaș. Și vreau ca fiecare dintre voi să faceți o iezle, să puneți paie și să puneți copilașul ăsta acolo. Vreau să reproduceți scena nașterii. Toți s-au pus pe treabă, bucuroși, fericiți,
Era un entuziasm extraordinar. Și la un moment dat, în timp ce cei doi profesori de etică cu translatorii se plimbau printre ei, la un moment dat se opresc în dreptul unui copil de 6 ani de zile, află că îl cheamă Mișa, dar văd ceva ciudat. Mișa făcuse ieslea, pusese paiele, decorul, dar în loc de un copil pus în ieslea, au văzut 2. Și spune la translator, nu-l întreb, te rog, pe copilul ăsta, cred că nu înțeles bine povestea. Ei, 1, nu-s 2. Și prin translator îi spune lui Mișa, bun, dar tu ai înțeles bine povestea Betleemului? Și Mișa începe să reproducă cuvânt cu cuvânt toată povestea Betleemului integral, fără nicio greșeală. Dar au zis Mișa, Domnule, zice, finalul eu îl văd diferit. Și au zis, cum adică? Uite cum văd eu finalul. Și când Maria a așezat pruncul în iesle, Iisus s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă am unde locui. I-am spus lui Iisus, eu nu am mamă, eu nu am tată, m-au abandonat, m-au părăsit, nici nu știu dacă trăiesc. Sunt al nimănui. Atunci Iisus s-a uitat la mine și după ce i-am spus că nu am mamă, că nu am tată, că s-a abandonat, Domnule, Iisus mi-a zis, dacă vrei, poți să te așezi lângă mine. Și-a zis, am așezat copilașul ăsta alalt, pentru că eu sunt de fapt el. Iisus mi-a zis, dacă vrei, vino să stai lângă mine aici în iesle. Dar eu am zis lui Iisus, complexul este europeanului, de eu n-am ce să-ți dau, Iisuse, că magii ți-au dat aur, smirnă și tămâie. Eu nu-s din Strehaia. Eu nu am ce să-ți dau, Iisuse. Dar i-am zis atunci lui Iisus, Iisuse, știi, eu nu am ce să-ți ofer, dar dacă vrei, și dacă vrei să stau lângă tine, ce te-aș putea să fac? Și Iisus a zis, ce? Aș putea să îți țin de cald. Dacă îmi dai voie, aș vrea să suflu spre tine și să-ți țin cald. Și Iisus mi-a zis, Mișa, ăsta este lucrul cel mai frumos pe care l-ai putea face pentru mine. Așa că, Domnule, m-am așezat lângă Iisus în iesle. Și Iisus s-a uitat cu drag la mine, cum nu s-a uitat nimeni niciodată. Și mi-a spus, Mișa, știi ceva? Rămâi cu mine pentru totdeauna. Pentru că întotdeauna lângă mine vei avea un loc și eu niciodată nu o să te părăsesc. Și a zis, Mișa, domnilor, cu tot respectul, dar așa înțeleg eu povestea Crăciunului. Șocați au rămas. Șocați. Wow. Un copil de 6 ani. Un copil de 6 ani abandonat și abuzat în centre opresive. Când îi se povestește pentru prima dată de Iisus, înțelege că El este soluția. Și un copil de 6 ani poate să înțeleagă cât de mare nevoie de Dumnezeu în viață. Vin și pleacă oamenii. Circumstanțele se schimbă. Azi ești sus, mâine jos. Singurul element constant în viața ta a fost, este și va fi, dacă te încrezi din toată inima ta, e Iisus Hristos. Poți să te întreb, în toată scena asta, toată povestea asta, tu ai un loc? Te vezi undeva sau în afara poveștii? Sunt atât de mulți oameni, dragii mei, care sunt în afara poveștii mântuirii. Ce trist! Ce trist!
Orașul ăsta luminat cu târg superb de Crăciun, plin de luminițe care artificial luminează. Dar ce trist este dacă pășești prin credință, dacă te uiți cu ochii inimii, când pășești în orașul ăsta artificial, atât de luminat, dar atât de întunecat spiritual. Ce trist este că de 2000 de ani Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, ne spune povestea asta, povestea mântuirii, povestea întrupării. Și noi preferăm să stăm în afara poveștii lui Dumnezeu. Preferăm să stăm în propria noastră poveste. Preferăm să stăm în propriile noastre minciuni, în propriul nostru egoism. Preferăm să stăm în propriul nostru întuneric. Iisus Hristos, oameni buni, despre asta e vorba, a venit în lumea asta, în întuneric, să aducă lumină. Iisus Hristos, prin iezle, prin întrupare, prin jertfă, a venit să te aducă în povestea Lui. E o poveste a mântuirii, e o poveste a salvării, e o poveste a izbăvirii. Dar dacă nu-L vei accepta ca Domn și Mântuitor în viața ta, vei fi mereu și mereu în afara poveștii și nu vreau să spun ce o să se întâmple. Când se va termina pentru ultima dată de povesti povestea asta pe pământ, când va veni sfârșitul. Și ce vă doresc seara asta? Dincolo de decor, dincolo de superbele cântări, dincolo de... și trebuie apreciați grupul de laudă și închinare, a făcut o treabă extraordinară, dincolo de voluntariat, dincolo de tot ce am făcut, dincolo de omenește vorbind, ce s-a făcut este absolut extraordinar, dar dincolo de toate, dar ce frumos! Dar ce frumos să rămâi cu o seară remarcabilă, dar ce frumos să rămâi cu impresii frumoase când pleci de aici, dacă tu ești în afara scenei, tu ești în afara mântuirii. La ce folos că ai stat lângă lumină în seara asta? La ce folos că ai stat în prezența lui Iisus Hristos dacă vei pleca înapoi în lumea ta păcătoasă? Dacă te vei întoarce înapoi la păcatele tale, la răutăți, la curvie, la minciună, la droguri, la dependențe, la blesteme, la gânduri de răzbunare, la ce folos? La ce folos să stai lângă cel care schimbă și să pleci de ei neschimbat? La ce folos? E o risipă. Atât de mulți oameni care risipesc viața și risipesc ani pe nimicuri. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, întrupat, răstignit, înviat, înălțat la cer. S-a dus să pregătească un loc mai frumos decât târgul de la Viena, că oricum nu ne mai ducem, că îl boicotăm acum. N-am auzit amin, nu? Trebuie să avem o discuție la final. Unde-i românismul din noi, totuși? E mai frumos decât orice cadru făcut de mână omenească. S-a dus să ne pregătească un loc pentru totdeauna în cer. El e Mântuitorul. Vreau să vă rog, dacă nu vă cer prea mult, să ridicăm în picioare. Nu știu cât de mult v-a plăcut povestea asta. Nu știu cât de bun povestitor pot să fiu sau nu. Dar ascultă-mă, nu contează povestitorul, nici măcar scenariul. Contează că în această seară să te întâlnești cu Cel despre care am povestit. Să te întâlnești cu Iisus Hristos și să împlinești promisiunile pe care le-a adresat pentru toți cei care caută. El este aici să mântuiască, El este aici să libereze, El este aici să vindece, El este aici să dea viață. Ce minunat Dumnezeu! O, ce minunat Dumnezeu, oameni buni! Aș vrea, sunteți poate unii aici care nu știți să vă rugați prea mult, dar, oameni buni, o frază spusă din inimă spune totul. Sunt oameni aici care au fost și până în seara asta, în afara poveștii de mântuire. Poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, știi ceva? Aș vrea să intru pe porțile de mântuire în seara asta. Doamne, vreau să stau lângă Tine, vreau să fiu cu Tine pentru totdeauna. Vreau să Te aleg pe Tine, Doamne. Dincolo de sărbători, dincolo de cadru, dincolo de mâncare, dincolo de toate, vreau să stau la masă cu Tine. O să Te cunosc. O să vorbesc cu Tine. Noi vrem rugăciunea asta să stai de vorbă cu El. Știu, în mintea noastră e un copil care plânge. Nu. Iisus Hristos e Domn care vorbește. Iisus Hristos, când vorbește, răsună tunete.
Iisus Hristos, dragii mei, este cel mai puternic, este cel mai mare. Dar știți ce face El? El nu sparge decibelii. Iisus Hristos, dragii mei, în seara asta vorbește inimii tale. Iisus Hristos vorbește conștiinței tale și tot ce face este să stea la ușa inimii tale și să spună că cel mai superb gentleman care a existat vreodată, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, nu plânsetul, că nimeni e copil. Dacă aude cineva glasul meu și iată vin colindătorii, nu vin colindătorii, vine Mesia și deschide ușa. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Hai să ne rugăm Domnului în seara asta. Să spui, Doamne, adu-mă în povestea mântuirii. Adu-mă în povestea mântuirii în seara asta, în numele Lui Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm.